Unuia este dat un cuvânt de înțelepciune, ăsta este un dar miraculos. Dacă dumneavoastră credeți că creștinismul sau lucrarea de predicare în creștinism este pur și simplu că niște oameni foarte inteligenți sunt capabili să pună la oaltă niște idei foarte inteligente, n-ați înțeles ce înseamnă predicarea și proclamarea Evangheliei. Proclamarea Evangheliei este un act, o slujire care se poate face doar în mod supranatural. Altfel îmi pierd timpul aici cu voi. Îmi pierd timpul proclamând Evanghelia dacă o fac după înțelepciunea și după puterea mea. Pentru Apostolul Pavel, a vorbi nu despre înțelepciune doar, ci a vorbi înțelepciunea Domnului Iisus Hristos este un act supranatural care nu-l poți face fără Duhul Sfânt.